Bună, dragilor! Bine ați revenit la un nou podcast, un alta cu Mașa! Pe cine avem noi aici? Întotdeauna încep cu replica asta, cred că v-ați obișnuit, cei care ne urmăriți. Astăzi am, o am invitată pe Emma, care este dansatoare, antrenor personal și coach în nutriție. Iema, uh, am să te las să ți faci tu o mică prezentare ca să le spui și oamenilor cine ești și cu ce te ocupi. Mulțumesc în primul rând pentru invitație, mă așa și mă bucur să fiu alături de tine într-o așa zi frumoasă. Uh, Pot să spun că sunt foarte emoționată pentru că când vine vorba să vorbesc despre pasiune și despre tot ceea ce fac și despre toată uh, Uh, parcursul meu, uh, devin foarte, foarte emoționată. Uh, eu sunt Emma Butnaru, 24 de ani, uh, de profesie sunt uh, dansatoare și coregraf și, bineînțeles, de peste 3 ani jumătate, wellness coach, ce ajută oamenii să devină o versiune mai bună a lor și să-și schimbe stilul de viață într-unul mai sănătos și mai activ. Am să, scuze, mulțumesc, am să-ți ajustez și eu puțin microfonul Super. ca să stai mai confortabil. E perfect. Așa. Ema, de ce te-am invitat astăzi aici? Pentru că tu ești în măsură să, să ne ajuți pe noi, cei care nu ne putem ține de un stil de viață sănătos, cu câteva sfaturi și chiar cu un program complet, atât de nutriție cât și Remodelare corporală, slăbire și așa mai departe. Am să încep cu o întrebare care mă macină atât pe mine cât și pe alte persoane care sunt în postura mea, și anume: de ce unii oameni care vor să slăbească sau vor să își schimbe conformația corporală, să dea jos din anumite locuri, să își crească masa musculară pe mâini, pe picioare, încep foarte entuziasmați și la jumătatea drumului se lasă. Își pierd din entuziasm. Că mie asta mi s-a întâmplat de foarte multe ori. M-am înscris la sală, mi-am luat antrenor personal, și cumva nu mai aveam după o perioadă, nu mai aveam aceeași tragere de inimă și mă lăsam. Ok. Uh, voi începe în primul rând prin istoria personală pentru că consider că noi oamenii ne lăsăm inspirați de alți oameni și până la ați răspunde la întrebare o să spun că eu în urmă cu trei ani jumătate am început să fac această schimbare căutându mi un scop. Uh, majoritatea oamenilor încep însă nu au un scop bine stabilit. Asta am făcut eu în urmă cu trei ani jumătate Uh, din dorința pur și simplu de a avea mai multă energie, pentru că așa cum știi și tu, noi ca și artiști avem nevoie de energie, avem nevoie să fim tot timpul într-o formă de zile mari, pentru că oamenii ne vor uh, tot timpul într-o formă, spun eu, maximă. Uh, așa am început eu. Deci prima dată este să-ți stabilești scopul. Da? Majoritatea oamenilor nu reușesc pentru că nu-și stabilesc scopul. Următorul pas ca tu să poți reuși în a-ți atinge un obiectiv, indiferent că este, pe slăbire, că este pe tonifiere sau că este pe creștere masă musculară, este ca tu să cauți un plan corect ție. La fel, oamenii încep, dar fără un plan, este ca și cum eu plec din Iași și vreau să ajung în București, dar eu nu am niciun GPS. Nu urmăresc uh, niște uh, uh, semne și așa mai departe. La fel sunt și oamenii. Deci pasul numărul doi este ca tu să-ți faci un plan, să-ți găsești persoana potrivită care să te sprijine. Eu, după ce am decis ce vreau să fac, am căutat o persoană. Am căutat o persoană care m-a inspirat, am căutat o persoană care conducea prin exemplu personal, pentru că și aici este o mare filozofie. Mulți oameni știu, da? Toți spunem, eu știu, eu știu. Dar câți dintre noi, într-adevăr, conducem prin ceea ce spune, Foarte puțin dintre noi. Da? Ăsta a fost și motivul pentru care eu am găsit planul potrivit, apoi persoana potrivită și pasul numărul 3 și un tips pe care eu îl dau în permanență este asumarea. Mulți oameni nu-și asumă responsabilitatea că atunci când tu ai decis că vrei să faci o schimbare în viața ta, tu să spui, ok, am decis, am ales scopul, am ales uh, planul corect, acum trebuie să-mi și asum, pentru că pe tot parcursul ăsta, practic, schimbarea stilului de viață este o întreagă călătorie. Dar nu este o destinație anume că tu vrei să ajungi într-un anumit scop, da? într-un anumit loc. Eu când încep să-mi schimb stilul de viață, practic, uh, trebuie să știu de la început că voi avea provocări. Voi avea o mamă, voi avea un tată care îmi spun, da, tu ce te-ai apucat să-ți schimbi stilul de viață, așa cum s-a întâmplat și la mine? Prietenii. Prietenii deseori sunt uh, uh, o influență negativă sau pozitivă, depinde în ce cerc te învărți. Și deseori, oamenii nu știu, dar media celor cinci persoane care te înconjori, îți ghidează viața în bine sau în rău, da? De aceea este bine ca tu să, să știi că pe parcursul ăsta tu o să ai aceste provocări cu care te confrunți. Provocări, vor apărea tot felul de situații în viața noastră, da? de despărțiri de prieteni, de iubiți sau uh, anumite pierderi și așa mai departe, lucruri care noi trebuie să știm foarte bine cum să le punem în balanță și să nu uităm de scopul pe care noi ne-l-am ne propus. Uh, după ce tu ți-ai stabilit uh, și ți-ai asumat faptul că tu vrei să faci o schimbare în viața ta, este un um, pas 4, da? eu îi ghidez așa undeva în un 4-5 pași ca oamenii să înțeleagă de ce, este tu să te planifici. Și acum vin eu să te întreb pe tine, de câte ori uh, ți-ai propus tu să îți schimbi stilul de viață, să te duci la sală, ai fost, ți-ai programat în fiecare zi conform planului tău ceea ce tu ai de făcut? Bineînțeles că nu, mi-am programat pe săptămână. Am spus săptămâna asta o să merg luni, luni. miercuri și vineri. Oh. Săptămâna viitoare, miercuri nu mai pot să ajung, ok, merg doar luni și vineri. Peste o lună, dar mă dor mușchii, n-am făcut nimic, nici n am timp să mănânc la orele la care trebuie să mănânc sau să mănânc alimentația pe care mi-o mi recomandă instructorul. Mm, nu, nu dă rezultate La mine nu, mai bine mă las Și mă apuc la anul Și la anul, același lucru, același lucru. Mm -hmm. Și dorința este foarte mare De, de a face sport, de a-mi întări musculatura De a avea o postură corectă A coloanei, că de la asta am făcut uh, Niște probleme De oase, pentru că oasele Sunt susținute de mușchi Și mușchii Correct. când nu au putere mm, Mai face o hernie, două, trei, depinde la mine, la două, cred că o începe a treia și aș vrea cumva să-i pun stop. M-am gândit că dacă te invit aici, poate o să fie un impuls pentru mine să mă mai apuc încă o dată, deși la capitolul sport și mod de viață sănătos, alimentație și așa mai departe, stau, sunt codașă. Am înțeles. Ok, de ce nu? <sus> poate după discuția de astăzi o să te faci chiar tu prezentă, mai ales că. Um, Mă bucur că este o discuție deschisă și mă bucur că nu ne-am pregătit absolut să nimic. Asta este nu, extraordinar. Nu, asta este scopul unui podcast, este să să portăm o discuție lejeră, prietenoasă, cursivă și, cum să zic, atunci când lucrurile sunt regizate, trebuie să ne încadrăm cumva în, limite, în limitele pe care le-am le pus acolo pe foaie. Vorbim despre asta, 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 asta. Corect. Uh, și de multe ori poate invitatul mă duce într-o altă zonă Sau mi vin alte întrebări în minte Și atunci prefer să invit aici persoane care au ceva de spus Și să-i las uh, să-mi satisfacă curiozitățile atât ale mele Cât și ale celor care ne privesc Uite, Ema, cât spuneai despre scop Că oamenii nu și-au pus un scop Păi cum nu mi-am pus un scop? Mi-am pus un scop, vreau să-mi întăresc musculatura este un scop măreț, vreau să fac asta ca să fiu sănătos, ca să arăt bine, ca să am o postură corectă, ca să mă odihnesc mai bine. Și ăsta este fiind un scop măreț, totuși, de ce nu merge? Pentru că după scop, da, nu este de ajuns să spui în minte scopul, ci trebuie concret. Ce înseamnă concret? Am, îmi doresc să pun 5 kg de masă musculară sau să dau jos 5 kg. În cât timp? Concret, ca și perioadă. Da? Pentru că trebuie să, ajung. să fie smart. Da? Adică să fie încadrate în timp, concret, vreau în 3 luni să dau minus 3 kg sau minus 5, așa cum am spus eu la început. După ce ți-ai stabilit timpul în care trebuie să dai respectivele, alegi să dai că nu trebuie, da, alegi să dai acele 5 kg jos, spui ok, dar care este planul meu de acțiune? Și îți împarți. Da? Mi aleg 3 luni, decembrie, noiembrie, ianuarie, ca eu să. Uh, să dau 5 kg. Cam cât pot să dau eu în fiecare lună. Ca să fie și un echilibru. Pentru că majoritatea oamenilor se duc unde? În extreme. Și o să vorbim și despre extreme. Da? da? Am 3 luni, am 5 kg, vin cam 1,5-2 kg pe lună. Super. Ce trebuie să fac eu ca să dau acele 2 kg? Câte antrenamente, concret, pe săptămână? Câte ore de antrenament? Câte mese? Apoi, câte gustări trebuie să am între mese? Ce odihnă trebuie să am? Cu cât trebuie să mă hidratez? Pentru că corpul, în funcție de kilograme și de înălțime, are nevoie de o anumită cantitate de apă. A, ah, că spune la televizor că trebuie să avem 2 litri de apă, da, este, o, este ok, este super, dar nu e suficient. Pentru că o persoană are poate nevoie de 4 litri de apă într-o zi, o altă persoană are nevoie de 3 litri de apă sau chiar mai mult în funcție de volum, da? ca să nu spun, să nu spun altceva. Ca să nu spui în funcție de grăsime. Da, să mm -hmm. nu spună în funcție de grăsime, exact. Deci este în funcție de... Eduard, ai auzit, s-ar putea să ai nevoie de 5 litri de apă pe zi. Okay. După salutăm, îl salutăm și pe Eduard, producătorul acestei emisiuni. Mulțumim, Eduard, că ești din nou alături de noi. <laughs> da. Deci asta este sc scopul, da? În spatele unui scop care ți-l pui la nivel mental, prima dată oricum bătălie ai la nivel mental, este tu să-ți pui pe foaie. Eu lucrez foarte bine cu foi da? Și cu un pic, să știți că un pix face deseori... Știu că și eu prefer, deci nu am, nu prea am treabă cu, cu smartphone-ul, cu... Abia am învățat să postez pe Facebook și să pun hashtag <laughs> că mai înainte nu lăsam spații între ele, adică... Și acum la sunt, 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 la început cu partea asta și când scriu o piesă, chiar o scriu cu pixul, că e altfel când scrii cu pixul, mă zgâlești, șterge o de la capăt, nu știu, un, o, e un... ceva personal. Da, și eu scriu pe foaie ce am de făcut azi sau săptămâna viitoare, dar doar atunci când se adună prea multe și chiar nu nu aș putea să le, să le țin minte. Spuneai de timp. Aici, la partea cu timpul, aș vrea să te întreb. Timpul pe care îl vreau eu? Că eu pot să spun, uite, eu aș dori până la primăvară, până martie, să fac asta, asta, asta și să arăt așa, așa, așa tu ești persoana care decide dacă timpul pe care mi-l propun eu este unul real. Adică poate să vină o persoană de 150 de kilograme și să vină la tine și să-ți spună aș dori în trei luni. Îi spui cumva și partea cealaltă a monedei, adică... Îi spun adevărul. Nu ai cum în trei luni, Exist. ca să nu apară dezamăgirea aceea, că de multe ori ne așteptăm. propunem, căutăm pe Google cum să slăbești rapid, cum să-ți faci mușchi rapid, cum să totul rapid, totul se întâmple rapid, dacă se poate într-o lună și așteptările foarte mari și a trecut o lună și nu s-a întâmplat nimic, asta te dezamăgește. Cum facem să ne programăm un, sau să ne punem un scop pe care să-l îndeplinim într-un timp real? Cum ne dăm seama care este timpul în care noi va trebui să ajungem la acea transformare? Că poate unul să ajungă într-o lună, altul în trei luni. Cum ne dăm seama? Cum, cum știu eu? Păi mașa, eu... când voi putea să am mușchi la spate, de exemplu? Păi, uite, hai să luăm un uh, exemplu concret. Da? Și o să mă dau pe mine exemplu, pentru că, la fel, un exemplu personal o să conduc în permanență. Uh, respectiv, eu sunt o persoană care am fost uh, pe deficit de greutate. Aveam 47 de kilograme când am început această schimbare a stilului de viață. Mă vedeam perfect în oglindă pe atunci, însă, cu timpul mi-am dat seama că aș dori mai mult de la mine, știi? Și mi-am propus un scop. La început, să știi că nu știam eu cu scop, nu prea aveam habar, da? că vreau să cresc în greutate și atât. Uh, însă, după aproximativ șase luni de schimbări, în care eu am început să mă simt mai bine, am văzut că pot să pun kilograme, atunci a fost punctul în care eu am spus, ok, trebuie să-mi fac un plan. Și planul era, de la 47 am ajuns la 50 și de la 50 mi-am dorit să ajung la 57 cât am astăzi. Adică ai dorit să te îngrași, Ema? Da. Aici vreau <laughs> să elucidăm misterul. Cum adică Ema? Aici, uh, Eduard, deci la minutul... 15. Vreau să punem o poză cu Ema înainte și Ema după schimbare. Okay, că mi-a arătat să de la suni. ea de pe Instagram <laughs> uh, niște poze și aș vrea să vadă și oamenii cum arăta Ema când era la 47 de kilograme și acum Ema spune că a vrut mai mult. Ema, de ce ai vrut să te îngrași? Sau poate um, altceva ai vrut? Aici vreau să okay. ajungem. Aici e o discuție cu îngreșatul. Am vrut pur și simplu să cresc în masă musculară și să mă tonifiez, să mă remodelez, să arăt mai bine. De ce? Pentru că modul cum tu te vezi în oglindă reflectă modul cum îi vezi pe alții foarte important apoi modul cum tu te vezi în oglindă îți dă mai multă încredere energie pozitivă și se întâmplă lucrurile diferit începi să atragi priviri pentru că contează, știi, modul cum tu te privești și modul să cum... Să fii te privești. validat de societate. Da, da pentru că vrem sau nu, trăim un anumit tipar, știi? Bine, la mine a fost prima dată eu să, să fiu eu bine, eu să mă simt bine și apoi, de ce nu, o să inspir pe cei din jurul meu. Da? A fost foarte simplu că m a întrebat ce am făcut. Mi-am stabilit concret, da, și, uh, între ghilimele științific, cam cât pot să pun pe lună real. Da? Pentru că... Când vine vorba de creștere în greutate, este puțin diferit de ce înseamnă slăbire. Da? O persoană într-o lună poate să slăbească undeva la 3, 4, 5 kg, da? fără să fie o slăbire drastică. Însă la masă musculară, per corp, este diferit. Da? O persoană poate să pună masă musculară într-un an de zile, corect, fără nimic altceva pe lângă, ca să nu dăm exemple, undeva la 7 kg de masă musculară. Da? zic de femeie versus bărbat, diferă foarte mult. Automat mi-am pus scopul ăsta și undeva în 9 luni de zile am reușit să pun 7 kg. Da, au fost și de, de masă musculară. De, au fost și de masă musculară și grăsime. Da? Pentru că tu când vrei să pui masă musculară, Masa musculară nu se pune așa și atârnă pe undeva, da? Cum se pune masa musculară? Aici... Găsim foarte multe informații pe Google, dar aș vrea să știu și versiunea ta, pentru că la tine a funcționat. Te referi la planul pe care eu l-am adoptat sau te referi din punct de vedere al tot? Spune tot. Sau, sau cât de general, nu știu. Cât de general. Ce ai făcut? Ai făcut foarte mult sport sau ai dormit mai mult okay. sau ai renunțat la prăjituri. Sau. Okay. dă ne niște exemple din acestea din viața de zi cu zi. Bun. Uite, îți dau un exemplu, ce am adoptat eu. Deci, am trei ani și jumătate, de când eu mi-am schimbat stilul de viață, am implementat un plan de 80% nutriție și 20% sport. da 20% sport, adică. Este o vorbă. Pătrățelele se fac în bucătărie și nu doar în sală. Asta ce am, ce am făcut eu a fost să îmi calculez care este numărul meu caloric pe care trebuie să-l consum într-un plan de creștere și nu într-un plan de menținere. Da? Plus, mi-am calculat câte proteine are nevoie corpul meu în fiecare zi dacă eu să pot să fac creștere. Mi-am făcut un plan pe mese, de mese, da? în fiecare zi am undeva la patru mese principale și două gustări, foarte mult. Eu câteodată mănânc o dată pe zi și atunci noaptea și mănânc de toate și mănânc și ciocolată și tot și tot și am slăbit. Ok. Uh, să știi că și eu mănânc ciocolată, dar nu mănânc ciocolată pe care noi o găsim neapărat în comerț. Mănânc ciocolată da, proteică, care are undeva la 10, 12 sau 20 grame de proteină. Și e bună? Este delicioasă. După ce terminăm, promit să-ți dau unul că am la mine în geantă. <laughs> Și mi-am făcut un plan. Deci am, am urmat un plan de mese, după mi-am făcut un plan de antrenamente, undeva la 3-4 antrenamente pe săptămână, da? Dar uite, după ce am obținut rezultatul, să știi că din luna iulie, pentru că m-am confruntat cu provocări, ca orice persoană, nu am mai făcut sală, am făcut doar antrenamente cu forța corpului cât să mențin uh, ceea ce eu am lucrat, pentru că aici e o mare problemă a multor oameni, când apare prima provocare, renunță la tot. Uită de acel echilibru de care îți povesteam. Și el a fost punctul în care eu m-am menținut. Deci eu din luna iulie până astăzi, și suntem în luna noiembrie, eu n-am mai făcut deloc, deloc sală. E mamă, ce ai făcut în cele 9 luni, primele 9 luni, că tu de atunci de fapt te-ai schimbat și uh -huh. ai continuat să te menții? Timp de 9 luni, ai făcut ceva de atac, niște sport, să ataci atac corpul, te-ai dus de. la sală și ți-ai rupt mușchii de absolut. 4 ori pe săptămână în cele 9 luni. În cele 9 luni am urmat planul de care îți povesteam Adinea plus cele 4, 3, 4 antrenamente în funcție de cum îmi simțeam corpul. Pentru că erau momente, după un plan de 90 de zile, în care făceam o pauză de 3, 4, 5 zile, da? pentru că corpul are nevoie și de pauze. Și cam asta am făcut. Am fost consecventă, disciplinată, pentru că disciplina o să facă întotdeauna o mare diferență între persoana care renunță și persoana care continuă. Așa este. Și aici aș vrea să te mai întreb. Uh, cum ți-ai stabilit tu să știi... De câte ori trebuie să faci sport? Ce trebuie să mănânci? Cum, cum ți-ai calculat? Cum îți dai seama de lucrul acesta? Legat de calcule sunt da, anumite criterii conform indicelui de masă corporală plus greutate. Mi-am calculat exact la cât am vrut eu să ajung 57, mi-am făcut planul și după legat de antrenamente și ce spui, am testat. Adică eu în acești trei ani de zile de când merg pe latura de tot ce înseamnă nutriție și sport, atât ca și challenger, cât ca și antrenor, da? pentru că sprijin în momentul de față peste 200 de persoane să-și schimbe stilul de viață, uh, am testat. Trebuie să testez da, planul și să vezi, bă, dacă mie nu mi se potrivește planul ăsta. Nu e așa că eu trebuie să schimb direcția, pentru că <laughs> uh, este o definiție. Trebuie să, uh, să schimb planul dacă tu vezi că nu ai rezultate. Altfel, este definiția nebunului să faci același lucru fiecare zi, dar tu să aștepți rezultate diferite. Mulțumesc pentru răspuns. Ema, mai am o întrebare. Ai spus că tu, tu sprijin 200 de persoane să-și mențină un stil de viață echilibrat. Uh -huh. uh, printre aceste persoane, ai întâlnit și persoane care au probleme de oase sau hernii uh, la coloana vertebrală? Uh, Okay. Uite, eu aș putea fi una dintre ele și aici te întreb, că eu m-am dus la doctor și mi-a spus, lasă-te de sală, fă doar kineto. Wow. Și aici te întreb, dacă aș face sală cu greutăți și fitness și nu, nu mi-aș strica mai rău coloana? Ok, la C fel vin din exemplu personal. Bine, nu știu <laughs> să vorbesc în termeni medicinali sau da, de-ai voștri. Deci nu trebuie. Dar uh, întreb și eu așa, dacă vin la tine și, și vreau să mă apuc să-mi să fac ceva cu corpul meu fără a merge neapărat la kinetoterapie, ci să, am, să consider că eu nu am probleme neapărat de sănătate. Ok. <laughs> Cum fac? Eu sunt o persoană care am lombosciatică incompletă, pentru persoanele care știu, înseamnă un început de hernie, în urmă cu ceva ani la fel, am fost uh, internată în spital, mi s-a spus că nu mai pot să dansez, nu mai pot să fac balet, pentru că eu asta am profesat. Ceea ce da? este foarte dureros, bănuiesc că exact. a fost ca o... A fost punctul în care eu am evoluat foarte mult și mi-am dat seama că nu trebuie să renunț la ceea ce fac, doar ceea ce fac trebuie să fac foarte corect. Da? Adică să nu existe antrenament sau uh, momentul meu de dans fără încălzire și fără stretching. Uite-mă că astăzi sunt la 24 de ani și cred că de atunci au Trecut mai bine de 10 ani, în care eu dansez da, în fiecare săptămână, în fiecare zi, pentru că eu profesez pe partea de dans și coregrafie. Și dansez foarte frumos. Mulțumesc din suflet, mă bucur că îți place. Uh, predau, în continuare, uh, fac antrenamente cu forța corpului și la sală, și să știi că nu am nicio problemă. Diferența pe care noi trebuie să-o facem este că atunci când ai o problemă la spate sau te doare ceva, este să te conectezi cu corpul tău foarte important și sunt anumite tehnici prin care, și aici nu intru în aprofundime, uneori eu fac anumite tehnici de respirație, yoga sau întinderi și așa mai și departe. Și nu se par niște vrăjeli? Absolut Asta cu respirația, cum mai lăsați-mă, domnule, cu respirația, du-te la spital și tratează-te. Păi de ce să ajung să... Du-te la chirurg, să, la neurolog să-ți faci coloana. Păi de ce să ajung să respirație, ma? despre ce vorbim aici? Astea durează ani de zile, astea mm. sunt e imposibil, nu ai cum, cum adică să te conectezi? Pentru că am ajuns fix în, în secolul ăsta al vitezei, în care da, avem acces la foarte multe informații, avem acces la tot ce înseamnă tehnologie, telefoane de ultimă, de ultimă generație, tot, tot felul de chestii, însă trebuie să ajungem în punctul în care să fim atât de um, cum să spun, uite că am un lapsus al cuvântului, uh, să fim raționali și să înțelegem că nu trebuie să lăsăm tehnologia să ne, să ne domine. Da, adică să ne controleze ea pe noi. Înainte să știi că bunicii noștri sau părinții noștri asta făceau dimineața, ieșeau afară, da? în grădină, oriunde respirau. Asta era primul lucru pe care îl făceau. Dar Nu cu nasul în telefon. De exemplu, am avut o etapă uh, de câteva luni în care stăteam, efectiv, mă trezeam și primul lucru pe care îl făceam era să pun ce? un pe telefon. Da. Cu de ce facem asta, măcar să închidem alarma și tot o facem. Uh, să spunem că rămâi doar la alarmă, știi? Pasul următor ar trebui să fie ca noi să ne conectăm puțin cu noi, cu ceea ce ne spunem în mintea noastră dimineața, da? Majoritatea oamenilor când se trezesc spun, oh, e luni, e marți, mamă, trebuie să mă duc la job, de ce? E lunea sau în orice zi, pentru că eu muncesc de luni până luni, uneori nu am zile libere, nici uh, nu spun că muncesc, da? Pentru mine tot ceea ce fac, e distracții, pasiuni și așa mai departe, sunt Doamne, o nouă zi în care eu m-am trezit, eu sunt sănătoasă, eu respir, o să am cea mai tare zi asta îmi spun eu în fiecare zi. Chiar dacă am zile când mă trezesc atât de greu, pentru că sunt etape, da, după nopți dansate la evenimente, cât a doua zi spui eu. Oh, trebuie să mă trezesc și te agăți tu de ceva care te, îți menține acea energie da. sus. De scop. Pentru că orice om mai are zile în care e somnoros, îl doare ceva, nu are chef. De scop. Când ai un scop puternic, dar puternic. Să știi că ăla te trezește în fiecare dimineață. Scopul meu, în urmă cu trei ani când am început ca și antrenor wellness, scopul meu era să aduc sănătate în uh, familia mea. Pentru că eu le-am schimbat viața părinților mei. mama -am mea. am cunoscut pe părinții tăi, sunt foarte da. faini <laughs> și Com foarte bă, bă. energici și tatăl tău dansează uneori mai ceva ca tine, adică nu se oprește. Da. Cum, cum ai reușit să faci asta? Păi foarte simplu, în urmă cu patru ani de zile mama mea se confrunta cu niște probleme de sănătate, la care nu mai dădea randament. A ajuns într-un punct uh, cu tot ce înseamnă medicamente și așa mai departe. Eu, când cunoscând ceea ce fac acum ca și wellness coach, am spus că trebuie să devin mai bună. Ca să înțelegi trecerea de la un, o persoană care a vrut pur și simplu să schimbe pe ea la o chestie interioară, știi, pentru că emoțional fiind atașată de familie, am spus că eu trebuie să-i ajut. Așa, practic, mă duceam după facultate, seara, la clubul de nutriție din care eu fac parte și astăzi, să învăț să învăț văd cum să-i ajut pe ei. Și într-o zi i a spus, mama, vreau să te lași pe mâna mea, vreau să te ajut. Dar am dus foarte puternic, adică eu eram foarte Și Ce-ai pățit, tema. Lasă-mă că toți doctorii din lume mi-au dat medicamente. Mi-a așa, vii tu acum copilul. Nu Am ce că să fac. Să a avut încredere în mine. A de avut. ce? Pentru că eu știam... A vrut minte. și ea să aibă încredere, a. pentru că da. sunt unii oameni care de la o vârstă nu mai ascultă. Da, noi ei am, sunt foarte recunoscători, am niște părinți foarte antrenabili, au devenit antrenabili când noi erau și când i-a văzut cu putere și că totul venea din suflet, mă, mama, vreau să te ajut, vreau să fii sănătoasă, i-a spus, hai să încercăm. el au fost punctul în care mama mea astăzi nu mai are pastile, face mișcare, deși nu-i place, dar mișcare la modus, miște dimineața, să dea un pic din mâini, să-și pună muzică, să danseze prin casă, adică chestii foarte simple și normale și astăzi este o, o, femeie, o mamă care întinerește, chiar a fost ziua ei duminică și e zis, la mama, mulți ani. Mulțumesc! E zis, mama, tu întinerești de la o zi la alta și mie asta îmi place și astăzi este o persoană cu minus 12 kg de grăsimi, se menține din mai bine de 3 ani de zile. Tatăl meu care în urmă cu ceva timp a fost sceptic la început, tot ceea ce înseamnă schimbă, dar cum să nu mai mânc eu o dimineața, să nu mai mânc eu cartofi și tot felul de chestii. Vai, ai reușit să-i să, să faci pe părinții tăi care mâncau românește. Da, tradițional. Și tradițional, și bunuți, într-adevăr, ochiuri, mamă, cu bunița așa sunt. Dar să, să știi că mâncăm și acum, diferența o face când nu mai facem mânulei. ulei. Facem o pușate sau tot felul de uh, rețete există. alternative. alternative întotdeauna, multe. dar ai reușit să le schimbi da. mentalitatea în acest da. sens și ei fiind niște persoane adulte care te-au crescut pe tine, totuși au avut încredere să, de obicei părinții vin și spun, las că eu știu mai bine decât tine, eu te-am făcut. Da, dar știi? Ră, știi când vin și spun A asta, când copiii văd că nu fac o schimbare, știi, la mine au văzut părinții, schimbarea mea, au văzut evoluția mea, din toate punctele de vedere au văzut, pentru că eu eram o persoană care dimineața mă certam cu ei mm. și când eu m-am schimbat și nu mai aveam stările astea nervoase, pentru că stările nervoase vin de la uh, nivelul glicemic care pică uh, tot timpul, știi? Deci știi tu, tu nu ai că nu... avut o relație bă, foarte friendly nu. și cum Ei, este acum Nu, nu există așa da, ceva avem... Cine are? Hai să fim, Hai serios. Să fim serioși da, da. nu Doar în filme și mm -mm. realitatea este alta nu. și ai reușit să transpui cumva realitatea din trecut în realitatea prezentă, care poate fi comparată cu o familie din aia din filme că eu am văzut că am fost la ziua ta <laughs> <te -va. laughs> Și chiar da. am văzut. Este o relație foarte faină asta pentru că și eu m-am maturizat și uh, pentru că am început să comunicăm. Comunicarea este cheia în orice relație. Relații de prietenie, relații de familie, relații coach, uh, antrenor și așa mai departe. Și uh, să știi că mi-a fost foarte simplu. După șapte luni de zile în care eu am găsit cheița inimii, să spun da așa, pentru părinții mei s-au lăsat antrenabili, facem antrenament împreună, mergem pe stadion când este de mers petrecem timp împreună de calitate, mâncăm și o prăjitură, bem și un pahar de vin, adică nu e o chestie, asta înseamnă de fapt stil de viață, știi? Pentru că persoanele ce fac? Echilibru. La nivel mental mă apuc de o dietă. Dieta o Gata, ține, nu mai mănânc nicio bomboană, nu mai ies nicăieri, nu mai fumez, nu mai beau o bere, nu mai, nu mai, fac nimic. Gata, viața mea a devenit tristă și micile plăceri. Unde sunt? Dar unde e cafeaua cu zahăr și cu lăptic? Unde sunt unde unde toate astea? Tu, tu, de fapt, ce încerci să spui este că nu trebuie să renunți la micile plăceri ale vieții uh, ca să fii sănătos. Trebuie doar să înveți balanța echilibrului. Da, da, să ai un echilibru. Să nu-ți uh, propui să-ți o dietă, dieta nu, nu te ajută pe termen lung, te ajută o lună, două, trei și atât. În schimb, schimbarea stilului de viață uh, cu răbdare, cu răbdare și în timp te duce la niște rezultate extraordinare și nu neapărat fizic, pentru că toată lumea se raportează fizic, dar psihic te simți alt om, ai încredere, gândești pozitiv, pentru că uite și contextul actual în care ne aflăm cu acest mm. virus sau poate ce că eu nu știu ce e, nu am avut și nici nu o să am cu siguranță, uh, ne-a dus fix în punctul în care nu avem grijă de noi, sistemul imunitar este foarte scăzut, ajuns în punctul în care să nu mai știm să ne îmbrățișăm. Să ne este frică. Ne este frică. Și fricile astea, ghici ne... unde se duc. În Sănătate. Foarte simplu. Adică e atât de simplu să înțelegi anumite lucruri. Însă, uite, se mai întâmplă și chestia asta că stăm foarte mult în fața televizorului și în fața uh, telefonului și... Citim asta. tot felul de... Și nu mai știm în cine să avem încredere. Uh, asta mi s-a întâmplat și mie în urmă cu ceva timp că Asta am să mă întâlnesc în fiecare zi cu foarte mulți oameni. Ai văzut și înainte să intru cu tine, am vorbit cu cineva. Oameni care au um, încredere, în general, în oamenii care nu reușesc. Știi? Și asta este un sfat pentru. Tu în cine ai încredere? Iama. În uh, oamenii care reușesc, care au rezultate, oameni de acțiune și oameni care au trecut printr-un proces. Da? Oameni care doar vin și vorbesc, vorbesc despre sănătate, dar el nu este sănătos. Și aici sau îți e... vorbește despre fericire, dar el este. Tot trist. timpul trist sau dezamăgit și se plânge non-stop. Exact. Aș vrea să te întreb, uh, Ema, somnul, mm. un lucru foarte prețios pentru mulți care au joburi, copii mici, o școli, facultate, examene. Cum facem noi să avem un echilibru? Că nu reușim să dormim 8 ore pe noapte. Aici nu mă așteptam să, <laughs> să mă întreb, recunosc că aici sunt și eu deficitară. Uh, da. Și îți spun și de ce, pentru că fiind dansatoare la evenimente, sunt foarte mult, adică vara asta a fost uh, o vară cât pentru 3-4 veri, sincer. Da, nopțile pierdute se adună uh, și totuși te-ai menținut. Cum, cum reușești să dormi la prânz, dormi în mașină, mai da. ai <laughs> 5 minute de repaus, mai pui nu. capul pe o masă? Cum, cum o să faci? spun la fel din experiența personală și mai apoi cum văd eu lucrurile, mai ales fiind și antrenor Wellness. Uh, am înțeles că între 20 și 30 de ani sunt anii cei mai productivi în care noi putem să utilizăm timpul. Apropo, pot să fac o diferență între mine și o prietenă de-a mea, da? o cunoștință. Eu n-am dormit noaptea, dar am fost productivă m-am încărcat cu energie din partea oamenilor și am dat energie mai departe, da? Și din asta, pe lângă faptul că înhrănesc pasiunea, da, hrănesc și partea financiară pentru că trebuie să ne întreținem și așa mai departe. Mm -hmm. Și o altă prietenă care de vineri până duminică era, în club. Tot pierdea, a pierdut timpul, corect? Însă nu productiv. Asta face diferența. eu înțeleg, chiar dacă am pierdut anumite nopți, da? care nu o să le mai recuperez niciodată, dar sunt conștientă. În schimb, am adus echilibru pe partea cealaltă, partea de nutriție, partea de alimentație. Ei, când o persoană nu are nici somn, nici alimentație, atunci se se produce dezechilibru total, Știi? Eu acum am început să mă echilibrez, nu dorm nici 8 ore, nici 9 ore, nici 10 ore, pentru că este greșit să crezi că dacă dorm mai mult, ești mai odihnit din contră, ești mai obosit și cred că s-a întâmplat și ți da, să dormi. Da, se întâmplă. Când mai lenevești o zi până la 10, 11 și parcă ți vine iar să dormi. Deci adică... din ceea ce eu citesc și citesc uh, nu foarte mult și nici foarte puțin, așa o, mediu, uh, cât să mă hrănesc și aici uh, și se spune undeva între 6 și 7 ore să știi că e perfect. Dar trebuie să testezi pe tine. Știi cum te simți tu. Uite, de exemplu, eu o, o bună perioadă am testat cum este să te culci la ora 10-11 și să te trezești la 6. Da? Eu uh, am avut perioade când mă trezeam și la 5. Acum uh, sunt, uh, pentru că mi-am revenit după partea de evenimente, după cele 4 luni nedormite, să zic așa, chiar dacă dormeam. Apropo, niciodată nu am dormit mai mult de ora 11 ziua. Niciodată. Da, este ceva, eu sunt o persoană horcoholică, pentru cine nu, știu, nu cunoaște cuvântul ăsta, o persoană care nu pot sta, Eu dacă stau mă simt uh, uh, nefolositoare, știi? Am e inutilă, că până, e inutilă, e da, știi? Trece timpul, ziua. ba, oleu, dar măcar ceva. Exact, 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 exact. Deci asta e cu somnul. Trebuie să simți, trebuie să testezi de nou. Nu există, eu nu dau sfaturi oamenilor mă feresc să dau sfaturi. Îți spun, uite ce fac eu, uite cum mă simt eu și dacă crezi că ți se potrivește, fă și tu ca mine. Dacă nu, testează altă variantă. Ei, noi dând sfaturi, în general, suntem foarte bun la da sfaturi, tu bulversezi omul din fața ta și nu mai este autentic. Eu vreau ca oamenii care vin în echipa mea sau oameni în care eu lucrez să fie autentici, autentici să se cunoască pe ei, pe sinele lor, știi? Adică Ar să timpă. nu ne raportăm, eu vreau să fiu ca Xuleasca. Nu, tu trebuie să fii ca tine. Ceea ce vorbeam adineori. Și nu pot avea niciodată corpul lui Xuleasca. n cum pentru că tu ai altă structură. Toți oamenii sunt diferiți. Nu, nu, nu există, dar e greșit să ne raportăm la exact. la fizicul altcuiva, că el are pătrățele pe burtă, că eu n-am, că nu știu ce. Suntem diferiți și poveștile noastre sunt diferite. De-aia e important să nu punem etichetă, știi? Noi oamenii avem un dar extraordinar. Așa am fost crescuți. Da? Pentru că nici părinții noștri nu au avut acces la anumite informații, să criticăm și să punem o etichetă omului, faptul că persoana aia are surplus de greutate pentru că și așa mai departe, însă nu este chiar așa. E mult mai profund când vine vorba să lucrez cu omul de asta, eu spun și o să le spun oamenilor că am un dar aparte, dar pe lângă faptul că să îi fac pe oameni să zâmbească la evenimente, să simtă bine, să am această misiune puternică de a-i ajuta pe oameni să aibă mai mult încredere în ei și apoi să-și schimbi stilul de viață. Că totul pleacă de la noi. Dacă tu ajungi în punctul ăla de acceptare, să te accepti, uite, tu în ce punct te afli acum? Dacă Că ești slabă sau nu știu în ce etapă te afli, ai surplus de greutate, spui ok, eu sunt așa acum, dar cum vreau să fiu eu peste 2, 3, 4, 5 ani. Da? Și când tu ai ajuns în zona asta de acceptare, poți să începi să faci schimbări la tine. Dar cât timp tu ajungi în punctul în care te critici, Ești dur cu tine, îți spui doar ce nu funcționează, ce îmi spuneai tu legat de piesă, spunem ce nu-i bine. Nu, eu o să încep cu ce-i bine prima dată și după cu ce nu-i bine, pentru că nu există critică. Prima dată trebuie să încep tot timpul cu un lucru bun a persoanei respective. Și să știi că din familie, la fel, eu am avut o chestie că mi se spunea tot timpul ce nu-i bine. Da, așa, așa am fost mulți crescuți din generația noastră. Nu erau cărți de parenting. Și tot felul de Google și coach și n-ai făcut, n-ai dres, nu ești bun niciodată. Tu niciodată, tu tot timpul faci. Tu, 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 tu. Uite, și care uite, e. cu lucrul ăsta crești și pândești toată viața. Când, și când îți iesi ceva, tot nu îți puteai mai bine. Nu? Da, da. Se putea mai bine. Și atunci ajungi într-un punct în care nu-ți mai nici nu mai ai încredere, nici nu mai clas că o să fii ok. Sau încurajare din aia, azi au fost super, super și după aia iar primești doar critici, doar tu niciodată, tu, tu nu ai cum, tu nu poți, tu nu așa, tu te lași, da, da, da. La un moment dat zici, mai dar de ce să mai fac eforturi, că oricum nu funcționează. Exact. Oricum nu sunt în stare mm -hmm. să merg mai departe. Trăiesc și eu așa, ca o frunză pe apă. Uite o chestie care eu am rămas și îți mulțumesc că mi-ai adus aminte. E, să știi că eu cred că persoana în care sunt astăzi, o mare parte din Ema de astăzi, este datori, datorată familiei mele, mama sau tata, faptul că îmi spuneau, dar ce -ți trebuie ție dans, că o să mori de foame, fix asta, deci nu o să niciodată, da, te da, a -a a în este. asta și acum. Și eu am avut asta, cu dar ce -ți trebuie ție muzică, du-te la facultate, du-te și te știi, fă medic, polițist, ceva de rang, știi, ca să fii cineva în societate. Ei, și eu le mulțumesc și le sunt prin uh, intermediul tău, le sunt foarte recunoscătoare, pentru că, dintr-o frustrare, eu am transformat într-o oportunitate și într-o provocare. Dar e sănătos. Da. Să Dacă ajungem. cum. nu, să ajungem din frustrări că tu n-ai să poți. că tocmai asta mi-ai transmis, că ți s-a spus ce-ți trebuie. Ții și tu te-ai ambiționat la că vă arăt eu vouă că se poate mânca și din dans, și acesta tot este un job ca oricare altele, cum visați voi medic, avocat, inginer astea da. care sună foarte pompos și foarte respectate Sunt că eu consider că dacă mâine omul care se ocupă de colectarea gunoiului își dă demisia, cu toții uităm că suntem undeva în societate când ne mănâncă șobolanii orice meserie făcută uh, cu pasiune și cu dăruire și cu implicare poate ajunge să-ți te hrănească, oh, da. indiferent de domeniu, poți, indiferent de domeniu poți să excelezi. Uh, și acum, uh, te, <coughs> revin la treaba cu. Crezi că este sănătos ca noi, dacă avem un copil, să-i spunem nu că n-ai să reușești ah, cu, cu fitness-ul? Acum, clar nu o să mai faci așa fel. adică <laughs> ai fit La tine eu, a funcționat critica pentru că ai vrut să le demonstrezi părinților tăi că eu am să reușesc, că o să vedeți că o să reușesc, dar pentru alt copil, poate acest lucru ar fi devenit uh, ca, o, ca o povară și s-ar fi dus într-adevăr la medicină și n-ar mai făcut dansul. Altă EMA poate ar fi renunțat. Eu mă refer strict la generația mea și cum am văzut eu lucrurile pe atunci. Acum, eu, dacă aș fi și o să fiu cu siguranță mamă, clar nu aș face greșelile pe care le-au făcut părinții mei. Asta nu înseamnă că eu trebuie să-i condamn pe părinții mei pentru că ei săraci nu au avut acces la informații. Au avut informații. acces la informații, dar au, au avut și deschiderea să aibă acces exact, la informații. Acum, acum, de ceva timp. Adică când am evoluat noi, înțelegi, dar până acum nu. Uh, și m-a întrebat și să-ți și răspund. Uh, pentru mine a fost sănătos pe atunci pentru că abar n-aveam. Ambiții, nu știu ce. Eu am vrut doar, să, demonstre, eu am vrut doar să demonstrez atunci. Ei, cu cât eu am crescut și am ajuns la nivelul de uh, rațiune și de uh, maturitate. Conștientizez ceea ce fac și ceea ce vorbesc și ceea ce spun și așa mai departe, îmi dat seama, băi, stai puțin, eu tot ceea ce fac, fac de fapt pentru mine. Nu mai demonstrezi nimic lui mama, tatălui meu, fratele Aici, meu, și așa de mai fapt departe. Fieia, să nu încerci să demonstrezi nimănui nimic și ce Asta o să noi zică o lumea. Asta noi spunem acum o pentru persoanele care uh, sunt în punctul ăsta, știi, foarte important, oamenii să se identifice, mm -hmm. cel mai important. <coughs> și încă o chestie pe care eu am înțeles-o învață din greșelile altora, pentru că tu, în viața asta neapărat, nu o să ai timp să le greșești pe toate, știi? Da, bună, bună, interesant asta. Foarte faină, știi? Și eu așa gândesc. Eu așa am făcut, am trecut prin multe etape, prin foarte multe provocări și cu dansul și cu coregrafia și cu tot ce ține de partea de wellness coach, pentru că am avut în jurul meu prieteni prieteni care îți spuneau, hai mă, e malasă, tu cu prostiile nu, tale. Sau îmi spuneau, dar tu arăți bine ce-ți mai trebuie. Da, îi știu pe ăștia care Mai dar tu și așa e slabă, ce, ce, sport îți trebuie? trebuie ție? Sau, dar tu ești slabă, ci poți să mănânci orice. adică, nu contează, tu oricum ești, ară, da, tu arăți bine. Îmi spune una care este nesănătoasă, are probleme de inimă din cauza surplusului de, de grăsime, că la urma urmei ne rezumăm și la sănătate, da? da? Și o persoană nesănătoasă îmi spune dar numai că tu arăți foarte bine raportat la tine, care ai, care ai ajuns într-un punct în care mai ai un pic și ai nevoie să te duci la spital să iei medicamente ca să, să nu aju să ajungi foarte rău ca să nu spun să mă mori. Da. Tu, îi raporta la tine, da, sunt, sunt slabă. Dar oare eu sunt sănătoasă? Bine, exact. Dar oare pe mine nu mă doare spatele? Că eu am zile în care îmi simt corpul de parcă aș fi o bătrână. Mă mișc foarte greu, mă, mă dor genunchii, îmi pocnesc oasele. Da, sunt slabă, dar nu am pus accent exact. pe... Exact, nu înseamnă că ești sănătoasă exact. din toate punctele de vedere sau că te simți bine. Sau că arăt foarte bine. Că a fi slab nu înseamnă a fi neapărat uh, model victoria Secret. <hie> a, ah, tot timpul. Asta e valabil și a fost valabil inclusiv la mine. Trebuie doar să te raportezi la tine. Deci, practica și o mică concluzie la ce am vorbit acum, uh, trebuie să te conectezi mult, dar mult cu ceea ce tu îți dorești, da, să ții condiții din jurul tău și, vedeți fața mea acum, da, le spuneam ceva de genul, ok, mulțumesc, uh -huh, așa este. Și ghiciți ce am făcut eu. Am continuat. Mi-am dat, mi dat seama ce oameni am în jur I-am păstrat pe cei care m-au susținut. Și ce? De mulți care erau, ai rămas cu, cu nimic. Și când. Ț-ai făcut alții, în schimb. A, da, foarte Au venit valoroși. alți oameni. În Sunt în într-o echipă. Totdeauna când renunțăm wow. la niște prietenii. Uh, a, distructive nu renunț, sau nu nici măcar nu renunțăm. pur Ei și pleacă. simplu se pierde legătura. Sunt cu oameni pleacă. cu care vorbești și peste ani de zile și simți același vibe și aceeași vibrație da. și sunt oameni cu care ai fost zi de zi undeva la școală sau și, îi vezi și nu, mai, nu mai ai nicio treabă ți este total străin acel om poate ai și amintiri care îți trezesc emoții dar acel om îți este străin tocmai pentru că noi atragem lângă noi ceea ce suntem și wow. suntem atrași de ceea ce uh, ce vorbim ce, la început ce suntem, exact dacă noi avem gânduri destructive vom fi atrași de oameni la fel de destructivi dacă noi avem gânduri de a evolua, ne vom lipi de oamenii care au evoluat sau care tind să evolueze ca să ne unim forțele. Că unde sunt mulți, exact. puterea crește. Întotdeauna este greu să faci anumite lucruri singuri. Oamenii sunt făcuți să trăiască în colectivitate, în societate. E greu să, să faci ceva, să spui că eu pot să fac Vezi, totul. ce s-a întâmplat acum cu contextul ăsta. Fiind în casă, unii singuri, să știi că eu am fost singur în casă, foarte mult, dar prin Doi, cu ajutorul internetului te-ai conectat cu... Comunitatea, da, cu comunitatea, cu oamenii care am avut acolo. Mi-a dus aminte de chestia asta cu prietenii. Și vreau să spun un simplu exemplu. Uh, am un prieten, o cunoștință, uh, ne cunoaștem de peste 10 ani, da? Vorbeam când și când. În urmă cu 2 ani de zile l-am invitat să vadă ce fac eu în cadrul comunității. Uh, nu era pregătit să fac o schimbare, nu-i trebuia nimic, da? Da i spus, no problem, ținem legătura, suntem aici unul lângă altul. Acum două săptămâni, două, două săptămâni, îmi dă mesaj. Bună, eu mă vreau să vorbim. Sigur, cu drag, s-a întâmplat ceva, pot să te ajut? Și zice, vreau să fiu la tine, să mă ajuți. Astăzi, după două săptămâni, petrecem timp împreună de calitate, suntem pe aceeași vibrație, avem aceleași idei, are rezultate foarte faine, da, am legat nu doar relația de challenger și coach, ci o relație chiar de... Interumană. Băi, fain, adică dacă tot ai un prieten, ne evoluează, frate, cu el, nu sta doar cu el și doar să bârfești doar la pe cafea și la, la bârfit, exact. exact. Și... Hai să bârfim și oamenii ăia mari, să-i bârfim pe ea buni, buni, uite asta ce mișto a evoluat, uite asta ce a făcut. Băi, să știi că eu nu i-aș știi ce aș face? <coughs> o bârfă m-aș constructivă. Constructivă. la ei. Băi, la Băi, ce-ai făcut ca tu să reușești? Zim și mie, mă, să fac și eu. Eu, eu, asta a fost atitudinea mea de asta zic că eu am avut o menire, am un dar uh, sunt o persoană care deseori poate să mi băgăcioasă, da? dar în sensul pozitiv bă, vreau să știu ce ai făcut ca să fac și eu să nu vin la tine, eu niciodată n-am fost invidioasă pe cei care au avut mai mult Bă, niciodată n-am avut chestia aia în sufletul meu uite-l pe la are, eu nu am zic, bă, da, dacă l-au putut are, eu pot? Oare eu cum să fac? Poate la mine e altă rețetă. Hai să, exact. hai să văd. Și uite că am ajuns la punctul ăsta cu prietenii și știi că am dat 4-5 tipsuri la început și am ajuns cum să-ți programezi timpul. Știi care era ultimul punct? Scapă de distrageri și de persoanele și de lucrurile toxice din viața ta. Și cum le sesizăm? Care Foarte sunt simplu, lucrurile vezi, toxice? Da un exemplu. Tu vii la mine și îmi spui ceva care... Băie, m-ați stă rău cu bluza asta sau mai e de așa, astăzi te duci la clubul din nutriție, să muncești, dar hai astăzi ieșim în oraș. Eu, din prima, îmi dau seama și -o simt o neliniște în suflet, da? Eu când simt aia, îmi dau seama că poate nu este, nu ești persoana împotrivit cu care eu stau. Corect, pentru că atunci când o perso persoană de lângă tine îți uh, limitează posibilitățile de a evolua printr-o formă prietenească, de altfel ai mai bine, ansă, să stăm bine e ok să mai ai și câte o zi da, în care da. să stai să da. stai, să da. stai dar sunt unii oameni care ar vrea în fiecare zi că dacă tu cândva, când erai inevoluat, în fiecare zi petreceai timp la cafele, la bârfă și la un moment dat ți-ai schimbat viața și nu mai faci asta, acea persoană te urăște da. și spune, mă, asta e cu nasul pe sus mai nou, da. Da. asta nu mai stă de vorbă cu mine. Să știi că am pățit asta mm. cu o persoană. Prieten. Și oamenii nu înțeleg, no. pur și simplu cred că tu devii arogant și că faci parte poate dintr-o sectă. Mă. Da, e dintr-o sectă. Asta e arogantă, e, e nașpa, că e, noi acum, <laughs> acum un an ce mai stăteam cu asta și beam cafele și pierdeam timpul și bârfeam pe toată lumea, pe toată lumea și acum ai marele filozof și marele om Păi, nu ești filozof, dar ești o persoană care a experimentat și eu astăzi nu vin din postura unei persoane cu foarte multă școală, da, am făcut și o școală, am făcut și o facultate, am mai nu făcut și o școală privată, nici treabă. E cel mai important lucru. Nimeni, niciodată, nu mi-a cerut o diplomă. Mă jur, deci nici în sala de dans, nici la un eveniment sau nu știu, ca și wellness coach. cât timp tu ești profi, îți faci treaba cu pasiune și generezi rezultate pe piață, sau nu pe piață, tu Rezultatele personal. Rezultatele, de rezultate. fapt, vorbesc. Băi. Rezultatele și viața ta, că eu pot să-ți dau 11.000 de exemple, de persoane oh, da. care au 10 diplome, 20 de calificări, nu știu unde, nu știu cum, dar te uiți la persoana respectivă și arată nesănătos, trăiește o viață nesănătoasă, okay. este tot timpul depresivă, înconjurată de persoane depresive la fel ca ea, care tot nu au succes, nimeni nu are succes, că succesul e relativ, pentru tine succesul e în dans, pentru mine poate fi în muzică sau în podcasturi Correct. sau în familie, pentru altul este succesul a fi doar mamă, adică orice faci trebuie să le faci bine cum ar veni și eu pot să-ți arăt o listă de persoane, nu am să dau nume, dar cunoști și tu da. Sunt și unii comuni, uh -huh. prieteni comuni, care au foarte multe diplome, foarte multe calificări și au aroganța aceea omului cu studii superioare, că sunt unii oameni care au mai multe facultăți, masterat și doctorat și au acea aroganță a omului care le știe pe toate și de fapt ei sunt buni doar pe nișa aceea sau doar pe ce au tocit și au luat note foarte mari la examen, dar el nu știe okay. să treacă strada singur, el încă stă cu părinții la 30 de ani. Da. Ține minte, adică a face sunt, diferența tot sunt timpul. întotdeauna uh, nu, deci contează rezultatul. Rezultat. Te uiți la un om, da. raportați-vă, dragii mei, la oameni care vă inspiră și țineți-vă de ei, creați prietenii cu ei, lipiți-vă de, de acei oameni, gândiți-vă, eu vreau să fiu bun în asta. Cu cine pot să mă asociez? Cu ăsta sau cu ăsta? Sau cu acesta? Hai că avem și noi facultate. Personal, <coughs> ceea ce faci <coughs> tu aici și ce aici poți să faci este foarte, foarte fain și îți spun și Și foarte, foarte dificil, dar da. și mulți îmi spun, ne, dar ce ți-o trebuit? Dar tu nu vezi că e greu, dar câte piese se lansează, ai venit tu cu cas casele de producție se A. desfințează și tu ți-ai făcut casă de producție, măi, ce uh -huh. tupeu la tine și cu... Tu n-ai să, deci nu, n-ai să reușești, ai și copii, nu, n-ai. Deci, deci nu că o să reușești, sigur o să reușești, să vede pentru că ești ambițioasă. Sunt pași foarte mărunți și creșterea naturală este grea. Atunci când e o creștere organică, n-ai cum peste noapte să, ai, da. să dai bumul decât dacă ne apucăm toți să mâncăm de pe jos, să ne filmăm făcând tot felul de prostii. O să facem și, și, o, și o nișă la Newton Music legată de, oh. de, de, de caterincă și distracție, ah, dar va tare. fi ceva nișat. Nu putem să ne raportăm doar la a face prostii ca să avem vizualizări. Nu totul poate fi compromis. Asta Ce vreau dată? să spun. Și mai am să-ți pun o întrebare, Ema, tot îmi stă în cap de mult timp și uh, e atât de interesantă discuția mm. cu tine și aș sta atât de mult să vorbesc cu tine, dar timpul se scurge și știu că te grăbești la... Nu no, uh, mai, fa mai facem timp, deci... La dans și um, stă pe creier în o întrebare uh, banală, de altfel. Cum facem noi în timpul antrenamentelor să nu ne plictisim? Foarte simplu, te Când difresc. nu Păi cum? Dar nu, nu merg. Că trebuie să-ți controlezi și respirația și trebuie mm. să... Păi e simplu, e de la zero, da? începi cu puțin. Știi că mulți în sală. Ha, ha, păi da. Nu, e cu puțin. Te distrezi. uitam la ceas, să mai treacă un în minute. muzică, te bucuri de muzică și rezultatele vor veni în măsura în care tu te ții de treabă și ești... Da, și acceptă și zilele alea care nu-ți nu, -ți, nu -ți bine. Adică eu le accept, am ajuns în punctul deci în care este e... normal să fii uneori... Ei. Ce vrei fără să spun? dispoziție, nu? Poate o să avem ocazia să vorbim, să spun cum am fost și în etape de alea de anxietate și aproape, cred că și depresie, vrei să-ți spun? Dar nu acum, că nu mai avem timp. Da, sunt. adică este perfect, normal dar, să trăim tot, tot felul proces. de stări și mai ales atunci când suntem pe punctul de a evolua, apar tot felul de gânduri contradictorii, dar, dar nu cred, nu. Încă o chestie tip pe care pot să o zic? Da, te rog. Omul la durere se schimbă. Da, nimeni n-a evoluat în zona de confort cu popcornul în mână. Nu există. și încă o chestie, mm -hmm. nu există menținere. Nu există să stai în același punct, adică să obții rezultat. Te menții. Nu există. Ori te duci mai jos, ori te duci mai sus, adică ori te îngrași din nou. De-aia, replica aia, m-am îngrașat iar. Păi dacă ai mâncat, te -ai întorci la vechiul stil de viață și te-ai lăsat din nou în stil de viață. nu e logic. Te duci ce nu trebuie. Tot acolo te duci. Sau? În punctul în care tu ai obținut rezultat Fine, de impact Spui, wow, se poate mai bine Am putut, am reușit până aici Următorul plan care e? Așa și fac continui cu tu. Deci gândești că eu am client persoană cu care lucrez De trei ani jumătate Li s-a îmbunătățit viața tu, uh, Viața Nu doar fizic uh, Fizic, da I-ai făcut să arate foarte bine Și dacă o să-mi permiți O să-l rog pe Eduard să, să pună mai multe poze Cu rezultatele tale Fără să dăm numele Sau fața persoanei no ce problemă. Înainte și după, înainte și da. după. Viața lor, carierele lor, că bănuiesc că nu toți sunt dansatori sau poate ai și doctori, poate ai și ah. uh, profesori, polițiști, tot felul de oameni din diferite domenii. Li s-a îmbunătățit viața profesională după ce au făcut uh, o schimbare cu ajutorul tău radical. Cu ajutorul lor în primul rând și după faptul că eu i-am ghidat pe parcursul ăsta, da? Te disciplinează cumva mult, pe toate în aspectele vieții, nu? Mă maturizez. Eu la 24 de ani sunt altă femeie, altă fată, altă fetiță pentru că sufletul meu este de copil, da? Am maturitatea unei femei, unei... Așa și radical. Deci uite, eu sunt a, acum sunt atât de emoționată pe final încât nu pot să spun cât de mult încă noi am vorbit. Într-o oră nu poți să vorbești viața unui Știu, om sau să împărtășești normal. tot. Dar se schimbă viața radical în bine pe toate planurile. Și sufletește, apropo, pentru că e important, după ce tu te schimbi, uh, nu vă mai căutați și chestia că aia în caut jumătatea. Apare pacea. Mai... Da. Și când tu ești în zona aia de acceptare, ceea ce îți spuneam, totul se schimbă. Job, banii pe care îi încasez, oportunitățile care ți se sunt cale, pentru că pentru mine este o oportunitate, jobul de wellness coach. Pentru mine eu am îmbrățișat, am nu știu ce fac, nu știu cum fac, dintr-o prostie, apropo, dintr-o joacă, și să-mi ajut familia, uite, astăzi sunt alt om cu peste 200 de oameni lângă mine care fac parte din familia mea. Pentru mine, am fit timp și ceea ce fac eu cu gașca mea, suntem o familie. crede au fost momente când mama mea nu mă întreba nici măcar, poate ai mâncat azi, pentru că nici ea era la muncă și așa mai departe. Eu acolo mă întreb toți oamenii. Se cu micul dejun, se lua gustarea. Hai, În face fiecare o... zi. Noi de da. când ne-am văzut, Ema este foarte punctuală. Ema este foarte punctuală și a, a ajuns cu jumătate de oră mai devreme și am avut timp puțin să, să mai vorbim una alta, ce mai faci, cum e... Și în tot timpul acesta îi sună telefonul în continuu și spunea, scuze, mă sună cineva, scuze, mă sună cineva. Și cu toți oamenii vorbește foarte personal și foarte, uh, îi tratează ca pe propriu, propria ei persoană. Cam așa, da. a, asta mi-ai transmis mie da. în minutele în care eram afară. Iema, îți mulțumesc foarte mult că ai venit astăzi. Uh, poate uh, pe viitor o să mai uh, facem încă un podcast. Poate după ce fac eu o schimbare și vin să vă povestesc. <laughs> Sigur, <laughs> că drag. sunt în punctul 1, dorință, că încă scop nu am, dar Îl sper, sper să-l să stabilim, să-l găsim. Și îți mulțumesc încă o dată, și am mai spus și îți mai spun și, și -ți o, -ți o să mai repet: că îți mulțumesc că, că ai venit astăzi aici, ți-ai petrecut din timpul tău prețios la, la noi, la Newton Music. Uh, vreau să le transmis celor care ne urmăresc unde te găsesc? Unde mă găsesc? Da. <laughs> Foarte simplu pe Facebook sunt Emma Butnaru și pe Instagram sunt Emma Fit Dance. Emma Fit Dance. dance. Da, legat. Nu? Și Emma cu 2 de M, da, ca să Asta e numele meu, toată m am întreba, așa e numele tău. Da, E M M A. <laughs> e M M A Fit Dance, Dance. dance. Da, mulțumim. eu personal îți mulțumesc felicitări pentru tot ceea ce faci și bravo că le dai voie oamenilor să își exprime emoție, pasiune și tot, pentru că să știți că în urmă cu trei ani în jumate nu vorbeam deloc doar știam să dansez mulțumesc mult Emma, și să mulțumesc dragi, că, că ne inspiri și ne dai puțin din energia ta și sper că și noi la un moment dat putem să ți-o -ți întoarcem prin siguranță. rezultatele noastre și să ai și tu satisfacția aceea pe care, cu care te alimentezi zi de zi, de altfel, de trei ani încoace și dragilor nu uitați să vă abonați la canalul Newton Music dacă v-a plăcut acest podcast și de ce nu să-mi scrieți mie pe pagina mea de Instagram, Masha Official cu, tot cu doi de M, M-A-S-H-A -M Official <laughs> să, că era luată acela cu un singur mă să mi scrieți pe pagina mea de Instagram sugestii despre ce ați vrea să mai să mai vorbim în următoarele podcasturi, ce invitații aș vrea ați vrea să am, uh, un domeniu, ceva idei, întrebări și așa mai departe. La fel, nu uitați să urmăriți Serialul 6 pe canalul de YouTube Roton Music România sau Vlogul 6 de pe canalul 6 de pe YouTube. O să găsiți linkuri către film și la mine pe pagina de Instagram și Facebook. Și toate cele bune și 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 am mai trecut încă o zi superbă și o oră superbă de podcast. Vă pup, dragilor, ne vedem săptămâna viitoare. Let's go. <laughs>